câteva versete din Matei capitolul 18 și apostolul scria în felul următor. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Isus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Amin. Dacă tot spune Iisus să fim ca niște copilași, haideți să fim ca niște copilași. Bate cinci cu doi oameni din jurul tău. Înainte să ocup locul. Da. E biblic, așa ne spune Iisus. Puteți să ocupați locurile. Cine se simte aici ca un copil? Ești curios. <plos> nu știu dacă ați observat, dar la intrare a fost un șotron. Cine l-a sărit? Nu vă pun să ridicați mâna. Oricum avem camere și ne vom uita cu atenție. Dacă nu l-ai sărit, ai o problemă. Astăzi vreau să spun lucrul ăsta. Sunt acoperit de Sfânta Scriptură. Hristos spune că trebuie să fim ca niște copilași. Dacă nu te simți încă un copil, ai o problemă. Chiar ieri mă uitam că uh, Facebook-ul ăsta care știe ce vârstă ai, fii atent, mi-a trimis un mesaj cu o recomandare la un grup la care să mă alături. Știți cum se numea grupul ăla? Leacuri bătrânești, remedii naturiste. <răzări> Cred că în 5 ani mă gândeam că îmi va trimite invitație la grupul Nămolu și Sulfo. În realitate este că chiar dacă trupul ăsta îmbătrânește, pe interior nu trebuie să rămâne copii. Orice soție îți va spune, bărbatul meu are părat, dar el tot copil a rămas. Nu? Bărbații îmbătrânesc și se schimbă numai prețul la jucării, atât. În <laughs> rest, el tot, el a rămas cu cu jucăriile. Ce este frumos și pentru că este o zi dedicată copiilor, a darurilor prețioase pe care le-a dat Dumnezeu, este să ne uităm la creația lui Dumnezeu și vreau să vă spun, ceea ce am văzut aici de la început este faptul că Isus aduce un copilaș înaintea ucenicilor, înaintea oamenilor și astăzi înaintea noastră și ne spune, trebuie să învățați de la el. Trebuie să învățați de la copii. Un scriitor portughez, José Samarango, spune așa, un copil este o ființă pe care ne-a împrumutat-o Dumnezeu ca să facem un curs intensiv despre cum să iubim pe cineva mai mult decât pe noi înșine, despre cum să ne schimbăm cele mai mari defecte, pentru a le da cele mai bune exemple și despre cum să învățăm să avem curaj. Un parenting în înseamnă să ai curaj. Uh, o educație bună dată unor copii înseamnă, de altfel, curaj. La conferința Remarcabil vom avea un seminar despre parenting, uh, așa că dacă ai copii, dacă pl plănuiești să ai copii, uh, sper că după ce te căsătorești, uh, te invităm să vii la conferință, să-ți bilet, acum se poate uh, online, lucrul ăsta pe aplicație, pentru că știm și înțelegem că avem o luptă foarte mare, o luptă de a oferi copiilor noștri um, un viitor. Știm că Dumnezeu, așa, am văzut ce spunea mai înainte scriitorul ăsta, copiii ne sunt împrumutați. Copiii ne, copiii ne sunt împrumutați. Dacă, dacă încă sunt mici și zici, vai, uite ce este copilul meu, 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 așteaptă să fac adolescent. Aici ai să spui, ia, iar, iar, iar. Nu? Spunea cineva că adolescenții uh, sunt felul lui Dumnezeu de a, pentru omenire, ca oamenii să-și dea seama ce înseamnă să ai pe unul care este după chipul și asemănarea ta și te ignoră complet. În felul ăsta înveți și tu cum îi seama, ce, prin ce trece Dumnezeu, care este, care este sentimentul lui când se uită la omenirea asta, ce nu-l bagă în seamă. Realitatea este că muncim și. Suntem gata ca părinți să sacrificăm totul pentru copiii noștri. De dimineață până seara ne stresăm și încercăm să le dăm ce este mai bun. Societatea ne învață pe de o parte că trebuie să îi lăsăm liberi, să nu fim stricți. Nici nu mai ai voie în ziua de azi să pomenești nu a care este pomenită în scriptură, că, Doamne ferește, în, cred că în câțiva ani ajungem și noi ca în Occident, așteaptă poliția la ieșire. Însă, rezultatele acestui stil de parenting se vede, este real. E în, mijlocul, e în jurul nostru, cum vedem, de exemplu, copiii și-au pierdut respectul, nu? În autobuz nu se mai ridică nimeni. Chiar auzeam câțiva adolescenți discutând, spune, ce tot merg bătrânește cu trenul, cu autobuzul și cu tramvaiul. Și nu stau ăștia acasă, frate. Eu, eu, eu sunt obosit de, de la școală, eu trebuie să mă ridic în fața lui. A, 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 roadele pe care le culegem după o, a, un astfel de parenting acum nu vrem să glorificăm în niciun caz și vom vorbi la conferință mai pe larg despre, despre lucrul ăsta nu vrem să glorificăm uh, și să facem abstracții de greșele care au fost trecut. Nu vrem să spunem că în trecut nu s-au făcut greșeli în sistemul de parenting, pentru că bunicii, părinții noștri n-au fost, când ne-au crescut pe noi, nu fusese la niciun, nicio conferință, niciun seminar de parenting, nici nu erau cărți despre așa ceva. Au făcut totul din instinctul, din ceea ce le-a dat Dumnezeu și cei care au avut și Scriptura de aici. Așa au făcut ei. Și nu contestăm că au fost făcute greșeli. Dar în mare, dacă stăm și analizăm societatea de acum cu ceea ce era în urmă cu 30 de ani, vedem că ies și lasă mult de dorit. Da? Pe vremea noastră, în le vechi, dacă te urechea ușierul pe hol, o mai lua și de la tata. Acum nu mai avem aici ușier, dar mă gândesc că dacă am fi avut, cred că ieșea ușierul urichet până la urmă de tata. În trecut la școală, pentru cei care ați fost verificați la unghii și la batistuță, mai țineți minte? Unghiile, batistuța, temele, dacă nu o iei, o luai, o luai și la școală, o luai și acasă. Acum se face știință cu părinții ca să fie certat profesorul. Ați auzit de astea? Se întâmplă, asta se întâmplă. Și noi trebuie să avem curajul să le vorbim. Este un nou stil de educație care în timp ce are și părți bune vedem că în societate nu a dat respectul. Um, și nu, nu, nu vedem că generația aceasta are o lipsă crasă de motivație. Ce putem face noi ca biserică? Este să ne uităm la Sfânta Scriptură și să vedem ce ne învață aici Cartea Sfântă despre educație. Pentru că atunci când crești copilul după Scriptură, nu poți să dai greș. Sigur toți am făcut greșeli ca părinți. N-am cunoscut încă un părinte. Este unul singur în cer. Da? Și copilul lui a fost pus pe cruce. El n-a greșit niciodată și a fost pus pe cruce. Dar noi, părinții, sigur, toți am făcut greșeli. Dar dacă respecti ce este scris aici, nu faci greșeli mari. Amin? De asta, noi, în biserici, trebuie să discutăm despre ceea ce spune Dumnezeu. Cei care și-au crescut copiii după Sfânta Scriptură, nu au dat greș. Și imediat o să vedem de ce. Primul lucru pe care trebuie să-l oferim copiilor noștri este un nume bun. Asta are de-a face cu noi. Cu mărturia noastră în societate. Proverbe 22 cu 1, prima parte. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Asta este, merge contra curentului societal. Astăzi, dacă ai o bogăție mare, ești cineva, Aparent ai un nume bun, ești în toate revistele, ești în, uh, subiect de discuție, uh, copiii tăi sunt fericiți, dar este o aparență. Biblia contrazice lucrul ăsta și spune un nume bun, adică o reputație bună, depășește cu mult, este mai de preț decât o mare bogăție. Mai de preț decât casa, decât mașina, mai de preț decât o școală bună sau o meserie, este un nume bun. De aceea noi ca părinți sau viitor părinți trebuie să ne gândim bine ce facem. Pentru că consecințele traiului nostru, a felului nostru de a fi, se vor răsfrânge asupra copiilor noștri. La țara odinioară, bătrânii când se întâlneau cu un copilandru de ăsta, ce îl întreba? Bă, tu al cui ești? Și răspunsul făcea diferența. Sunt al lui... pleacă de aici. Nu așa era? Așa. E înțelepciunea bătrânească. Bă, a cui ești? De ce? Așchea nu sare de parte de trunchi. E foarte posibil ca pruncul ăla să fi fost un prunc bun. Dar din cauza numelui prost, copilul avea lipsa respectului celor din jur. Nu așa este? Dacă îi spune, oh, e alocutare, sunt alocutare, o, oh, bun, ești copil bun, nu? El poate să fie un prăpădit, dar vedeți ce important este numele pe care îl lași ca moștenire. Bit părinte, ascultă-mă bine, e bine că te jefești pentru copil, e bine că vrei să-i oferi multe. Uh, uh, am văzut că în ziua de azi vor să-i bage la not la șapte luni jumate. E, e, și îi văd pe profesorul aia de not că le spun, e prea mic. Măcar lăsați să scape de Pampers. Să nu eu schimb eu. Pentru că în generația asta vor să investească foarte mult. E bine că vrei să faci multe pentru copilul tău, dar atenție, cel mai important lucru este un nume bun. Sărac sau bogat, tânăr sau bătrân, satan este pe urmele tale, pe urmele noastre, ca să ne strice mărturia între oameni. Dacă strică mărturia între oameni, Asta înseamnă că se va răsfrânge chestia asta asupra copiilor tăi. Eclesiastul 7:1. Spune așa, Solomon, mai mult face un nume bun decât un delemnul mirositor. Știți ce era un delemnul mirositor pe timpul lui Solomon? Era simbolul statutului societal. Un delemnul mirositor îl aveau numai oamenii importanți. Ok? Majoritatea trăiau de la o mâncare la alta, nici măcar de la o lună la alta, cum trăiesc majoritatea românilor, dar majoritatea pe vremea aia trăiau de la un, un lanci la altul, de la o mâncare la alta. Să ai unul de lemn era semnul unui statut. Era semnul că ești cineva, ești cineva important. Poți avea un nume bun, ascultă-mă bine, dacă rămâi credincios lui Dumnezeu și familiei tale. Atât. Atât. Locul de muncă unde ești, cariera pe care vrei să o ai, îți garantez, nu îți va face nimeni nicio statuie. Și chiar dacă îți va face, după 100 de ani va fi dată jos și va fi pus altă în locul tău. În schimb, dacă rămâi credinciosul lui Dumnezeu și familiei tale, vei transmite un nume bun copiilor tăi. Poți avea un nume bun dacă ești credincios lui Dumnezeu, credincios familiei tale și vorbești de bine pe frații tăi. Fii atent! Copilul ascultă și știe tot ce spui tu în casă. Oricât este de mic, copilul ascultă și știe tot. Deci primul lucru nume bun. Al doilea lucru pe care trebuie să-l dăm copiilor noștri este afecțiunea sau dragostea. Proverbi 22 cu 1. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Goethe scria despre tatăl său, pentru cei care nu știu cine, Goethe este un mare filozof german, da? poate unii voi cred, credeți că eu o fi vreun fotbalist, nu, e un mare filozof, care scria despre tatălui lui că taică su considera că orice dovadă de afecțiune, de sentiment, este o dovadă de slăbiciune și trebuie ascunsă sub masca puterii. Și Goethe scria că toată viața lui și-a dorit afecțiunea tatălui. Unii cred că trebuie să fie reci, trebuie să fie duri pentru a-și căli copiii, pentru a-i obișnui cu greutățile vieții. Însă copilul, de când este mic, are nevoie de afecțiune. Chiar și când este adolescent și nu vrea să lase că să se înțeleagă treaba asta, copilul, în continuare, are nevoie de afecțiune. Cei de la Harvard au făcut un experiment imediat după Revoluție în orfelinatele din București și de-a lungul la 10 ani au studiat copiii care au rămas, că știți că au fost câț, câțiva ani buni, au tot rămas orfelinatele nenorocite deschise și au urmărit copiii care au fost înfiați și copiii care au rămas acolo șocul lor este că au văzut că cei care au fost înfiați în familie au IQ-ul mai dezvoltat decât cei care au rămas în orfelinate. Mintea micuțului este direct legată de afecțiunea părintelui. Președintele american Quincy Adams își ținea jurnal și l-a învățat și pe feciorul lui Charles Adams să ține și el jurnal. Și există o... o, o o dată în care Quincy Adams, președintele american, a scris așa, am fost la pescuit cu fiul meu, o zi irosită. Fiul său a scris la el în jurnal despre aceeași zi, am fost la pescuit cu tatăl meu, cea mai frumoasă zi din viața mea. Două perspective complet diferite. Câteodată ne plictisim și nu prea ne vine și nu avem chef să stăm cu ei, nu avem chef să... Eu a trebuit să mă joc și jocuri, că n-am ce să fac, asta este. Nu cât ar fi trebuit, poate mai mult decât atât, dar uh, cel puțin asta mică mi-a învățat și mecheria. Când sunt foarte obosit, zice, hai să jucăm volei. Oh. Nu, 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 pleacă, că nu, nu am chef, pleacă și îmi spune, vezi că o să crești și o să-ți pară rău. M-a imediat, ca un zombie merg. A știut, bine, ăștia știu cum să te... Deja au învățat, vezi că am să crești și o să-ți pară rău, vedeți? Dar ce e important și două viziuni complet diferite asupra vieții. Președintele, m-am plictisit enorm copilul, cea mai frumoasă zi din viața mea am fost cu tata la pescuit. De multe ori facem lucruri banale cu copiii noștri și ni se pare redundant și plictisitor, dar pentru ei înseamnă enorm. Da, asta până ajung la adolescență și da, apoi totul devine plictisitor, în special tot ce înseamnă părinți. Însă copiii au nevoie de, de dragoste. Însă, hai să vă spun ceva, soților, ascultați-mă bine, sau viitorii soți. În afară de afecțiunea de care copiii au nevoie, ei mai au nevoie de ceva. Cineva spune așa, cel mai frumos cadou pe care poți să-l faci copiilor tăi, știți care -i? Să le iubești mama. Da. Asta e cel mai mare cadou pe care să fii respectuos, să te porți frumos, să o curtezi în mod constant. Știți ce le dă asta? Le dă un echilibru. O siguranță, ăștia doi, părinții sunt ok. Yes. Pot să mă dezvolt normal. Inconștient când în casă sunt lupte, strigăte, scandal, atunci copiii cresc în tensiune. De asta la considerarea premaritală le spun celor doi care se vor căsători, nu strigați unul la altul decât dacă arde casa. Atât. Atât. În rest, cum spunea Cosmin mai devreme, trebuie să ne pocăim, Doamne, ajută-ne. Armonia în casă, înțelegerea între părinți este de o importanță crucială. Reușita copiilor crescută într-o familie unde este dragoste, are de-a face cu echilibru de care vor da ei dovadă mai încolo. E foarte important lucrul acesta. Dumnezeu în mod constant ne afirmă dragostea în Scriptură. Și nu numai că o afirmă, El o și dovedește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, binecuvântat să fie Domnul. Primul lucru în lume bun, asta trebuie să-l dăm copiilor, apoi afecțiune, dragoste și în final învățătură. Proverbe 22 cu 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. O mică paranteză aici, vreau să stabilim ceva. Asta nu este o garanție ca să ne înțelegem. Nicăieri nu scrie. Asta este, asta este un proverb. Ca să parafrazăm pentru noi, este în felul următor. Învață-l pe copil calea Domnului și el își va aduce aminte când va avea nevoie. Și, dar asta nu este o garanție. Pentru că fiecare copil va deveni un adult care este un agent liber. Noi nu putem să facem abstracție de asta. Am auzit mai devreme, Dumnezeu este un gentleman, nu forțează. Fiecare copil va trebui să decidă în dreptul lui. Ce facem noi, ca părinți? Noi le punem o bază pe care ei să stea. Niște învățături pe care trebuie să le învețe de la noi, trebuie să le înțeleagă de la noi, pe care trebuie să se bazeze, dar alegerea este tot a lor. O mulțime de părinți și au distrus viețile pentru că s-au blamat în mod constant pentru pe copilul lor adult. Copilul adult face alegerile lui. Sigur că ne dorim pe toți acolo. Exact ca Moise, nici o unghie să nu rămână aici, amin? Dar decizia este a lor. Decizia este a fiecărui om. Însă, apropo de învățătură, în afară de a le spune din Sfânta Scriptură, în mod constant, fără să-i picotim prea mult la cap. Că la un moment dat o să ne respingă. Am tendința asta tot să învăț, să învăț, să invăț și asta tot mai face semne, ca la grupuri. vorbești prea mult. Face semne, așa, așa. Și eu trebuie să învăț să tac. Despre asta e vorba, nu trebuie să vorbesc mai eu. În afară de asta, atenție mare, nu trebuie să lăsăm gadgeturile să înlocuiască parentingul, Ok? Pare o luptă pierdută, știu asta, dar trebuie să vorbim în biserică despre, despre chestiunea asta. În special în perioada de formare. Trebuie să avem mare grijă la chestiunile astea. Okay? Copilul de 2 ani nu ar trebui să știe ce este gadget. Okay? Noi n-am știut asta. Ăsta marea nostru, vă dăm din casă, ăsta marea nostru avea fobie la tuns. Nu suporta un clește, un aparat în cap, că începea să urle mie și nevastă mea, ce idee genială ne-a venit? Să-i punem desene animate în tundem. Și asta se uita, se uita, mai striga, se uita, se uita, se uita, mai striga. Cumva, cumva am crezut că așa și reușeam să-l tundem, cât mai mult îl crămpoțeam, dar nu contează. N-a avut plete când a fost mic. Dar nu am avut învățătura asta, pentru că abia apăruse răgheageturile. Vorbim de anii 2002-2003. Acum, din păcate, văd că de fiecare dată când plânge copilul, unii, nu toți, au scos telefonul și au pus ceva acolo. Și copilul este normal. Pentru că aia este suzeta electronică. Dragi părinți, vă spun unul care e pățit, nu unul care e perfect și noi lucrăm încă la asta, deși copiii noștri sunt destul de mari. Ideea este că nu trebuie să lăsăm gadget-urile să devină suzeta electronică. Copilul trebuie să mai și plângă. Copilul trebuie să mai fie și supărat, trebuie să mai fie și plictisit, pentru că așa îi crește creativitatea. Trebuie să avem mare grijă la lucrurile astea, ca nu cumva, nu cumva să ne trezim la final că știam, dar n-am făcut ceea ce trebuie. Cât este în formare, cât este micuț, cât încă se formează neuronii, tot ce se întâmplă în căpșorul lui, trebuie să fim foarte atenți și să controlăm foarte bine timpul de gadgeturi. De ce este important să învățăm când sunt mici? Ca să revin la învățătură. Este un, predicator faimos, scoțian, Horatius Bonner. A întrebat 253 de prieteni creștini despre vârsta la care ei s-au convertit, când s-au pocăit ei. Și uitați ce a descoperit. Sub 20 de ani, 138. Între 20 și 30, 85 din ei s-au întors. Între 30 și 40, 22 s-au întors. Între 40 și 50, 4, Uitați cum scade de la 50. Între 50 și 60, doar 3 dintre ei. Între 60 și 70, 1, Peste 70 de ani, 0. Uitați când se întorc oamenii la Dumnezeu. Vedeți? Sub 20 până la 30, cam, cam acolo este gros. Am lucrat cu bătrânii în Statele Unite, am fost capelan sau pastor al bătrânilor, întrebați-mă în 5 ani de carieră acolo câte convertiri am avut. Nu mă întrebați că vă spun eu, zero. Oamenii în vârstă nu se mai schimbă, se schimbă foarte greu. Cât sunt mici și în formare, atunci Dumnezeu ne așează ca să putem să punem legea în mintea lor. Și astăzi, în comunitățile noastre sunt două lucruri majore, două rele majore pe care le vom dezbate mai adânc, mai pe larg, mai în la, uh, la, conferința remarcabil, la seminarul de parenting. Două care le văd eu. Unul este screen time și al doilea este vorbirea de rău. Atenție, noi când stăm la masă, ei absorb totul. Chiar când sunt în cealaltă cameră, ei aud ce, despre ce vorbim. Să încercăm pe cât putem să discutăm despre principii, nu despre oameni. Pentru că copilul știe, copilul aude. Da? Și ne trezim că nu mai vor, nu mai vor să vină la, la biserică. Pentru că eu știu o de acolo. Copiii, și ne ajută limba română la asta, copiii sunt copii ale noastre. Ne place sau nu ne place? Am fi vrut să ia cei mai buni de la noi și am văzut că au luat, le-au luat și palea, și palea rele. Mama lui Augustin, pe patul de moarte, i-a zis toate dorințele mi-au fost îndeplinite. Tu ai devenit creștin, ce să mai caut pe lumea asta? Ce mamă, ce, ce perspectivă extraordinară a mamei și a văzut copilul convertit la creștinism. Odată v-am mai spus despre Susanna Wesley. A crescut nouă copii în anii 1600 fără mașină de spălat, fără mașină de uscat. Susanna Wesley. Era soția lui Samuel, care era pastor și a avut printre cei 19 pe John și pe Charles, care au pus bazele mișcării metodiste. Și au avut o influență enormă asupra lumii în ultimii 200 de ani. Salarul lui Samuel, tata lor, era de 250 de dolari. Dăduceau foarte greu pe vremea aia. Locuiau într-o casă parohială, sărăcăcioasă, unde iarna era foarte, foarte fric și n-aveau lemne să o încălzească. Din fericire, John a convins-o pe maică sa, pe Suzana, să scrie în ultimii ani a vieții cum a reușit să crească o familie așa de numeroasă, 19 copii și toți copiii ăia să fie întorși la Domnul și oameni care au făcut ceva. Fiți atenți ce scrie aia. Educația copiilor a început de când s-au născut. Niciun copil nu primea ce voia pentru că plângea. Pentru că, spunea ea, dacă s-ar fi întâmplat așa, copiii ar fi crescut cu impresia că totul li se cuvine și că pot obține ceva doar cerând. Copiii nu aveau voie să mănânce sau să bea între mese, cu excepția dăților când erau bolnavi. Mulți dintre noi trebuie și la adulți chestia asta. Ar trebui să o aplicăm și noi. Ceea ce se întâmpla foarte rar, deci copiii se îmbolnăveau foarte rar. Chiar și somnul copiilor era reglat. Când erau foarte mici, dormeau trei ore dimineața și trei ore după amiază. După aceea, perioadele erau scurtate treptat până somnul peste zi devenea inutil. Foarte punctual, la ora șapte, toți copiii erau puși la culcare și nimeni nu rămânea cu ei să ia doarmă. Când se adresau unii altora, copiii trebuiau să spună, atenție, frate și soră. Acest obicei a plăcut așa de mult lui John Wesley, că și-a sfătuit discipolii ca să se adreseze așa unul altuia și acest obicei a ajuns până la noi. Dumnezeu ne-a dat nouă această responsabilitate părinților să, să, să învățăm, să, să învățăm, să le dăm un nume bun, să le arătăm dragoste. În ziua aceea, Dumnezeu nu va trage la răspunde biserica, pe bunici, Școala pentru ceea ce se întâmplă va trage pe noi la răspundere. Și astăzi Dumnezeu ne vorbește clar că trebuie să dăm copiilor noștri un nume bun. Asta aparține de ceea ce facem noi, de, de caracterul nostru, de, 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 de ce avem noi în societate. Dacă da al nostru este da sau nu al nostru este nu. Apoi trebuie să-i dăm afecțiune. Copilul trebuie să simtă că este iubit, este prețuit. În Biblie, Dumnezeu nu numai că a spus, a și demonstrat. Trebuie să folosim orice oportunitate ca să învățăm. Și noi uităm la lumea în care trăim. Și asta e o chestie foarte uh, grea, așa când mă gândesc. Dacă lumea este așa de rea acum când suntem noi, ce va fi peste 20 de ani când pruncește acea ce, ce strigă pe aici, pe care noi îi iubim? Înseamnă că avem viață. Când copiii ăștia care strigă pe aici o să fie adulți, cum o să, cum o să arate lumea? Te-ai gândit la chestia asta? Știți ce spunea uh, uh, Gaddafi, cred că spunea, pentru că acum se naște la fiecare copil de creștin să nasc 8 musulmani. Gaddafi spunea nu trebuie să cucerim Occidentul cu arme, ci mergem acolo și facem copii. Asta spunea Gaddafi. Acum e mort, dar a avut, a avut uh, dreptate. A început luna iunie. Să vedeți ce ne bagă acum pe gât, ăștia agenda LGBT. Și din ce în ce nu mai auzi nimic. Eu, eu abia aștept luna asta că dacă văd un magazin cu steagurile, nu cumpăr nimic de la ei. Nu mai cumpăr nimic. Dacă toți creștinii din lume ar fi 2,2 miliarde, ar face lucrul ăsta, ăștia ar da faliment imediat să-i vedeți cum ar da steagurile jos imediat. Dar pentru că majoritatea creștinilor sunt doar cu numele, ăștia ne bagă pe gât agenda unor minorități. Asta este lumea în care trăim. Ajungi să nu mai aștepți luna iunie, luna cireșilor, favoritele mele. Să nu mai aștept pentru că încep să-mi bage pe gât toate urăciunile astea. Singura șansă, ascultați-mă bine, singura șansă pentru omenire, și spun, știu exact ce spun, este ca noi să ne creștem copiii în frica de Domnul și ei să influențeze ziua de mâine. Dumnezeu nu va mai trimite arhanghel, nu va mai trimite îngeri, Dumnezeu ne-a trimis pe noi. Oricât vom încerca să-i protejăm pe copiii noștri de durere, de suferință, nu vom reuși, pentru că fiecare copil trebuie să experimenteze betelul. Trebuie să experimenteze întâlnirea cu Dumnezeu. Auziți cum se termină în Vechiul Testament, Maleahi capitolul 4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb el și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El, vorba de Isus, va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Știți ce ne spune versetul ăsta? Ne spune că dacă inima părinților nu este întoarsă către copii, țara este sub blestem. Țara este sub blestem. Și vedem blestemul în, în jurul nostru, în societate. Vedem oamenii care s-au îndepărtat de Dumnezeu, vedem familii distruse și copii care nu cresc cum trebuie. Ne doare lucrul acesta. Dar astăzi, noi, în societatea noastră, culegem roadele îndepărtării de Dumnezeu. Omul modern își urmează instinctele, plăcerile, poftele. Copiii sunt în plan secundar. Vă spuneam acum câteva duminici. Am fost în Spania, îs mai mulți câini decât copii. Parcuri n-au pentru copii, dar au pentru câini. Trebuie să ai mare grijă pe unde calci. Mare grijă pe unde calci. Deși merg cu punguțele la ei, mai scapă unul și miroase. Am văzut ca un blestem. Eu am văzut ca un blestem. Poate sunt old school, poate sunt expirat, dar trebuie să vă spun exact ce am văzut. Mi se pare un blestem ca un om în era modernă, cu cap, cu Google, cu facultate și cu ce mai vreți voi, să meargă în, în rumă unei javre, aia să-și facă treaba și eu să scot punga și să o duc acasă. Bă, oameni buni, asta e o nebunie. Animale sunt făcute să trăiască afară. Dacă sunteți animal lovers, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar eu vă spun realitatea. Animalele au blană. Miros, ele sunt făcute să trăiască afară, ok? Dacă îl ții înăuntru, nu nicio problemă, Domnul să te binecuvinteze. Dar ascultă-mă bine, societatea a început să ne învârtă mințile. Pentru că nu se mai fac copii să cresc câini și pisici. Am avut în Statele Unite, la Haspes, doi milionari care au murit, unul lângă altul. N-au avut copii, au avut câini și pisici. Au lăsat un milion și ceva de dolari pentru câini și pisici. Mhm. Mm ca și cum alea aveau nevoie de un milion și ceva de dolari. Asta este nebunia societății în care trăim, în care trăim noi. Noi suntem chemați astăzi să lăsăm copiilor un nume bun. Să înțelegem că prima poruncă a lui Dumnezeu, știți care a fost? Creșteți și mulțiți vă oameni buni. Nu se mai spune asta astăzi, că nu mai este la modă. Dar este realitate. Creșteți și mulțiți-vă. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Suntem chemați să dăm copiilor noștri un nume bun, să le dăm afecțiune, să îi învățăm, nu numai teoretic, ci și practic, pentru că ei sunt acele camere care registrează non-stop și după adolescență, cei care îi aveți mici, o să vedeți ce vă ardă ăștia. Vă spun exact ce nu vreți să auziți. Dar este felul lui Dumnezeu de a vă modela, de a vă crește, pentru că noi, părinții, avem și noi nevoie de lucrul acesta, de pocăință. Astăzi este sărbătoarea copiilor și vreau să vă spun că trebuie să fie și sărbătoarea noastră. Nu știu dacă ați fost atenți la închinare, dar a cântat despre copilul Domnului. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și vrem să sfârșim cu ceea ce am început. Ucenicii la un moment dat au început să se certe, pentru că tot au auzit că Domnul pleacă, tot au auzit că El, el, el se duce, că va suferi și la un moment dat au început să spună, bă, care e cel mai mare dintre noi? Cu alte cuvinte, dacă pleacă, cine e păstorul asistent sau cine vine e următorul, nu? Dacă ăsta se duce, ce se întâmplă cu noi? Și atunci Hristos vrea să îi, să i mustre și în același timp să i învețe ceva. Și le spune că în clipa aceea când ei au spus cine este mai mare în împărăția cerurilor, Iisus a chemat un copilaș, l-a așezat în mijloc și le-a zis adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Nu vă veți face ca niște copilași vorbește despre faptul că noi trebuie să coborâm din mintea noastră, trebuie să lăsăm eurile mai jos. Ceea ce le spune Isus un mesaj care a trebuit să pătrundă adânc în inima ucenicilor și trebuie să pătrundă adânc în inima noastră este că noi trebuie să ne uităm la smerenia unui copilaș. Atenție, el nu spune că trebuie să copiem credința copiilor, că am mai auzit predici de astea, nu. El spune că trebuie să vă faceți asemenea unor copilași, adică să vă smeriți ca un copilaș. Dacă chem un copil acum și îl întreb... Uh, te-ai îngrijorat săptămâna trecută despre factori? Zice, o să zică cu siguranță nu. Ce copii să îngrijorează de factori? Și dacă l-aș întreba de ce, spune, pe păi, tata sau mama le plătește. N-am treabă. Și totuși adesea, adesea ne îngrijorăm pentru că am uitat că tată din cer este cel care ne poartă de grijă. nu e așa? Totuși Isus spune, voi, voi trebuie, voi trebuie să vă smeriți, să coborâți Folosește negativul dublu, cu niciun chip nu veți intra. Atât timp cât sunteți îngrijorați de propriul statut, ați ratat complet ideea copiilor. Un copil nu este îngrijorat de propriul statut. Bă, ce zic, o, oare ce zic oamenii despre mine, un copil? Copilul nu face asta. În naivitatea lui, în copilăria lui, el își dorește să fie iubit. El se uită la noi ca la un model care trebuie copiat neapărat pentru că e tata și este mama. Și ce e important este că toți trebuie, toți trebuie, din aici dintre noi, să ne uităm la ei. Au o provocare de făcut, trebuie să măsoare palma, auzi. Lățimea, lățimea. Ați văzut ce fac? Ăștia nu-și cer voie, ăștia doar au venit. Lor nu le pasă că e live, ei vin și se duc și pleacă. În naivitatea lor, copilăria lor este ceea ce trebuie să ne dorim și noi. Suntem mult prea scrobiți, mult prea solemni și mulți s-ar putea să pierdem ce este mai important. Mai important decât orice este să-L iubim pe Dumnezeu. Mai important decât orice este să lăsăm copiilor noștri un nume bun. Mai important ca orice este să ne smerim și să înțelegem că Dumnezeu este Cel care dă toate lucrurile și El este Cel care ne poartă de grijă. Amin? Slăviți să fie Domnul. Și la sfârșit Iisus spune așa, cine primește un astfel de copil în numele meu, mă primește pe mine. Ați văzut? Chiar dacă dau o buzna, trebuie să-i primim. Un copil trebuie primit, trebuie iubit, Trebuie îndreptat cu Duhul Dragostei, nu ca să-i frângem Spiritul. Pentru că copilul este un viitor adult care ori va binecuvânta, ori va blestema. De multe ori noi facem alegerea aceasta ca părinți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.